Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre ce face Uniunea Democrată a Turcotătarilor Musulmani din România. Începem însă cu un subiect interesant, despre ce a făcut zilele trecute. Ați văzut carnavalul în care Radu Mazăre l-a întruchipat pe Ștefan cel Mare. Ei, acolo, în mijlocul carnavalului, a fost și o delegație, o să-i spun, au fost și reprezentanții Uniunii Tătarilor, care au participat în mod activ la acest eveniment. Discutăm cu președintele Uniunii, domnul Cerile Sergheb, și începem cu acest eveniment, domnule Sergheb. I-ați trimis pe oamenii aceștia la caravana lui Radu Mazăre. De ce? Cum vi s-a părut? Primul rând, bună ziua, telespectatorii noastre. Vă mulțumesc de invitație. Mi s-a părut firesc, pentru că eu personal sunt un mare fan al istoriei, cunosc istoria, zic eu, reală. Dacă intrăm acum în amănunte... Da, de ce spuneți istoria reală? Există două tipuri de istorie? Da, pentru că ce se învață la școală nu este exact ceea ce s-a întâmplat. Eu vă zic fără niciun fel de păcat. Când eram mic, chiar am întrebat-o pe profesoara mea în clasa a patra. Zic, domnule, zic, tot timpul românii învățăm că au băut după turci, că am învățat pe vreun Ceaușescu atunci clasa. Dar de ce anumite perioade sunt lipsă? De la Ștefan cel Mare la Mihai Viteazul e pauză. De la Mihai Viteazul până la Tudor Vladimirescu, iarăși pauză. Ce s-a întâmplat în pauzele alea? Ce, lasă că o să înveți când o să fii mare. Acum știm tot ce s-a întâmplat, n-ar o să ne ascundem pe degete. Dar asta este pur și simplu istorie. Noi am înțeles, să zic, reprezentarea în stil carnaval a acestor probleme. Am văzut că, din punctul meu de vedere, s-au și respectat, zic eu, sensibilitățile unora sau altora. Și după consultarea noastră am văzut că primarul în funcția specifica la sfârșit că aici în Dobrogea, la momentul actual, nu mai există niciun fel de tensiuni și de probleme între români, turci, tătari, machidoni, greci, evrei, armeni, albanezi, bulgari, lipoveni. Și cred că am enumerat cam toate, deși mai sunt și, au fost comunități de italieni și germani în Dobrogea, în Constanța în special. A fost un element de specific veri. Și faptul că e sezon. Eu am întrebat pe copii. Cum i-ați convins pe copiii aceștia? Nu i-am convins, i-am întrebat dacă vor să participe. Și ce au spus? Au vrut. Păi pentru ei știți cum e tineretul acum. Să apare totuși într-un costum. Costumele, apropo, cele ale noastre, sunt ale noastre, adică cele care reprezentau din armata turcă o tătară. Adică nu v-a dat primăria bani pentru ele, spuneți, nu? Nu. Au fost costume noastre. Noi avem costume luate la Uniune, avem costume de la Ansamblele Populare. Copiii au vrut să participe, benevol, fără bani, fără nimic. Le-a plăcut acest lucru. Și am văzut că... S-a scris despre evenimentul acesta că a fost o blasfemie aproape. Ștefan cel Mare e sfânt, dar ar fi trebuit să-l interpreteze. Eu sunt musulman, nu respect toți creștinii, respect religia creștină, nu vreau să intru în amănunte de genul acesta, dar așa văzând din exterior, n-am văzut niciun fel de blasfemie. Și am văzut că punctul de vedere al arhiepiscopiei a fost destul de bun și de echilibrat. La dovadă că înalt preasfinția sa Teodosie este un om calculat și nu pică în... Știți cum? Tuturor le place să vorbească de fundamentalism islamic. Haide să nu avem și manifestări de fundamentalism creștin, că mai ales că e de suet. Asta a fost acum câteva sute de ani. Am înțeles. Da, nu știu dacă se poate pune problema așa. Au fost niște lor de poziție. Nu știu dacă sunt chiar... Păi și ce cred? Fundamentalismul musulman, prin afară de lor de poziție, prin ce se exprimă? Prin faptul că sunt unii mai nebuni și au făcut câteva prostii? Sunt alte probleme mai grave pe pământul ăsta. Oamenii nu au ce mânca, nu au din ce trăi, nu au apă potabilă, nu au alte probleme. Iar aici, în plin sezon de vară, dacă... Chiar am întrebat și mi-au zis și băieții, eu n-am participat, n-am fost în localitate atunci. Mi-au spus că era arhiplin și pe pasarele și peste în jur. Era lume, peste 40.000 de oameni au fost. Păi, dacă oamenii erau nemulțumiți sau ne-au plăcut, ar fi huiduit vreo 10 sau 15 sau 100 dintre ei. Avem dreptul la expresie. Avem dreptul să scriem ce vrem pe internet, nu bine la modul dacă ar fi real, că ați văzut cum e, că apar 10, să zicem, apreciere negative și de fapt e unul singur în spate care stă și toată ziua dă din degete. Am înțeles. Putem traduce această participare a unora din Uniunea dumneavoastră ca o apropiere de PSD, domnule Cerile Sergheb? Nu, mergeți prea departe. Dacă și dacă primarul era de la, să zic, Partidul Republican,
Am înțeles. Deci ați participat că la eveniment ca atare. Tot a contat, bineînțeles, și faptul că totuși primarul Mazăre în activitatea lui de-a lungul timpului a făcut niște lucruri bune și mai multe chiar pentru comunitatea de musulmani din Constanța. Unele sunt controversate, nu vreau să intru în amănunte de genul acesta, dar am fost contactat înainte prin consiliere lui. Domnule, dacă se dorește participarea așa ceva, zic, în ce constă, zic, că dacă e vorba de bani, zic, nu se dorește, zic, noi suntem o comunitate care avem banii care avem, dar avem grijă de ei și nu îmi permiteam să cheltuiesc. Am văzut că era mai mult pe bază de voluntariat, am consultat care au vrut, am avut mai mulți tineri care au vrut să participe decât au fost prezenți. Da? Da. Ei, am zis, când ai 17, 18, 20 de ani, 22, chiar unii dintre ei, să vă zic așa, ca bârfă, mai ziceau, domnule, zice, simulăm luptele astea aici, zice că 2 contra 1. Doi, cum ar veni din partea asta, turci cu un român. Zice, bă, frate, zice, pe așa era și în realitate, înainte că noi doi îl băteam pe ăla, se rupea pe el, dar dacă aș, cum era înainte? Zic, asta era istoria, sună frumos, zic, voi nu trebuie să vedeți am chestia asta. A fost un spectacol. Uiteți că de spectacol, pentru asta a fost făcut și mai ales cum s-a încheiat, zic, este un prilej de a reînvia în mintea unora niște vremuri apuse și, la urmă, arme de a reînvia puțin patriotism. Asta văd eu. Pentru că, totuși, trecând peste unele, să zic așa, inexactități istorice care încă se propovăduiesc cu privire la istoria reală a României, cu atât mai mult cine cunoaște istoria reală, cu atât mai mult ar trebui să își dea seama că e foarte bine să țină la țara asta, să fie un patriot real și să facă ceva pentru România, pentru pământurile de aici. Da, am înțeles. Noi ținem sincer, noi suntem jet-beget de pe, da, de pe nu m-am gândit la asta, că această caravană a fost un gest patriotic, să știți. Nu, da, faptul nu, că l-a prezentat Ștefan cel Mare. Și să știți că mulți care au fost acolo, că sunt mulți turiști veniți din țară, care până atunci n-au auzit, eu am mulți prieteni în țară, care până să fac eu armata, s-o uitau așa. Și ziceau, domnule, noi tătari n-am văzut până acum. Am auzit, zice, că speriau copii prin Moldova cu vin tătari. Dar numai aici a fost. Am înțeles, pentru da. Noi a fost și pentru Uniunea noastră, pentru membrii noștri, un prilej de reclamă binevenită. Și așa ca un memento, știți filmul despre Ștefan cel Mare, cel în care, dacă nu mă înșel, mai bine nu, că nu, să nu-i greșesc actorul, cel care așa Carol Ștefan cel Mare, știți atunci ăla cu faimosul, cu comisul, cu... Da, cred că știu, dar nu mi-aduc aminte titlul. Da, și acolo cel care a fost un moment foarte frumos când a venit solul de la Hanul Tătar, partea crimeană care era se aveau pe bune, adică erau în relații bune cu Ștefan cel Mare, s-a vorbit tătărește în acel film, cel care a fost atunci solul, Dumnezeu să-l odihnească, a murit între timp pe un unchi de-al meu. Deci nu m-a deranjat, trebuie să vedem aspectele reale de viață de zi cu zi, dacă sunt și niște proiecte sau niște analogii, ok, dacă nu, n-are rost chiar să vedem din... Iar Ștefan cel Mare a avut o viață, nu comentez, a fost opțiunea Bisericii Ortodoxe, dar nu știu dacă o viață pe care a avut el... Viața mai agitată, foarte agitată, a fost totuși și canonizată în urmă. A fost canonizată, asta este, asta înseamnă că un om e bine atât de bine văzut, după cum vedeți, poate să facă orice când trăiește, după ce moare ajunge sfânt. Deci, da, mă rog, a trecut ceva vreme după ce am venit, dar a devenit. Bun, am înțeles poziția dumneavoastră, haide să punem punct acestui subiect, că mai avem destul de discutat în aceste emisiuni. Noi râdeam mai des că revenind și ultima, în armată mai aveam o vorbă, aveam un coleg foarte mucali din țară care tot zicea, cita din Neculce, era mic de statut și de grabă vărsătorul de sânge, preboiar de multe ori fără județ îi judeca. Îi lipsea de cap. Vedeți că poporul și atunci și acum, deși Neculce scria din punct de vedere al boierilor. Așa cum oamenii, cred că e nostalgia asta a conducătorului care îi taie pe aia care ne-o oprimă. Adică această clasă, care în zilele noastre e dată de politicieni, de parlamentari, de ăștia de prin guvern. Ei, nu vor neapărat să-i taie, dar oamenii vor să fie ordine și da, probabil că vă știe ce se întâmplă. Da, dar știți cum românii ar trebui să știe mai bine că sunt urmașii romanilor, nu numai dacilor. Și strămoșii latini aveau o vorbă, panem et circenses, pâine și circ. Credeți-mă că totul face parte din acest... Păi asta ni se dă și acum, numai da, că nu se aruncă se dă, pâinea, că pâinea mai teatrele romane da, direct pâinea se dădea mai de la împărat. Și ei nu munceau și primeau pâine. Era o democrație avansată, înseamnă. La noi acum oamenii muncesc săraci și nu primesc pâine pentru...
Da, muncesc pe salarii de nimic, de asta da. E altă problemă. Bun. Ați avut, ce ați avut săptămâna trecută? Un congres național sau ce a fost? A fost o conferință extraordinară. Pentru că lucrurile au evoluat rapid. Noi, după cum știți, suntem parteneri cu ISJ într-un proiect de fonduri europene pentru abandonul școlar. Am vorbit despre acest proiect puțin, nu mai l-am punctat acum câteva luni. În ce stadie? Se desfășoară deja. Da? Să știți că este proiectul făcut în special pentru ceilalți musulmani, tătarii în mare majoritate, cu foarte mici excepții, nu au probleme cu școala, cu abandonul școlar, este cultul acesta la noi. Dimpotrivă, din câte și eu sunt și rezultate foarte bine, destul de bine. Tocmai de aceea am vrut să fac și vă mulțumesc că am ocazia să fac această precizare, că mai sunt de la noi mai mândri care zic, domnule, dar ce abandon școlar, noi nu avem problema asta. Nu avem, dar noi avem datoria ca fiind o parte, una dintre mai avansată a comunității musulmane, să-i ajutăm și pe ceilalți. Sunt foarte mulți care sunt musulmani, chiar și, de fapt, numai musulmani și creștini, care au probleme mai grave, nu s-au putut adapta atât de bine acestor vremuri, dar să știți că au totuși apetență spre aceste, spre completarea studiului. Au început să-și dea seama că am mai și o dată, chiar dacă sună puțin mai neortodox, singura șmecherie care a mai rămas învățat. Dacă înveți și ai studiile aferente și ai și realizări cum trebuie, încet, încet reușești să avansezi în acum viață. Acum că o paratez așa, nu știu, localitate extraordinar sportivă. Permit și eu să vă întreb. Sunt profesori care câștigă 800-900 de lei, medici care câștigă 800-900 de lei pe lună, care au făcut școală, au învățat mult. Da, e o paranteză la discuția noastră, dar credeți că e o soluție aceasta? Oamenii se uită și nu să vă creadă. Da? De ce să nu mă creadă? Sunt păi cu 900 de lei nu poți trăi. Nu există 900, există vreo 12, 1200. Un debutant are toți profesorii buni meditează. Dacă au materii la care să mediteze. Dacă predai biologie în 5-8, nu. Și biologia. În 5-8, nu. Nici o problemă. Dacă e atât de bun, nu mai face biologie clasele 5-8 și predă la 9-12 sau ajunge doctor. Doctorii care sunt foarte buni sau profesori care sunt foarte buni, există această oportunitate și eu zic în mod deschis. Nu e cine este atât de bun și poate să se realizeze în Germania sau în Franța, e ok. Este, pentru asta s-a luptat cu ideea aceasta de Europa și asta, pentru a nu fi granițe și pentru a încet, încet să se apropie nivelul de trai din toate zonele. Sunt peste 3 milioane de români care muncesc în Spania și Italia, care s-au integrat cea mare parte între ei foarte bine, pe care eu personal cu greu îi mai văd revenind înapoi în România. Singura noastră bucurie este că îi trimit bani în continuare cei care au aici, că pe munca lor este aportul acesta de numerar care vine anual. De valută care constant, intră în țară și care își face bine economie. Își fac case și construiesc asta, deci oamenii sunt de apreciat. Pentru am înțeles. Deci până la urmă învățătura și munca învățătura te ajută, reprezintă că o cheie a succesului, nu? Da. Sau să ai vreun talent sportiv, ceea ce e mai greu, dar e bun și asta. E bun și asta, dar sunt rare cazuri, le vede și foarte mult trebuie de muncă. Nu sunt rare, dar și alea care sunt ar trebui sprijinite, mediatizate. Și apropo, îmi place extraordinar, când Simona Halep a ajuns numărul 2 mondial, când Ebru Bolat a ajuns vicecampionă mondială a junior la yachting, ceea ce yachting, e prima oară în istoria României, toți și pe bună dreptate ne mândrim că sunt români, că sunt de aici. Dar de fapt de ajutat au ajutat-o... De ajutat le-au ajutat doar familiile lor și să nu uite când se gândesc la ei că și românii ăștia care de fapt sunt minoritari, că și Simona Halep și Ebru Bolat și mulți alții, merită și același respect și același lucru. Și eu aș dori, sincer, ca în campania care vine, prezidențială, să nu fim amestecați minoritarii sau apartenențe religioase. Păi, cred că sunteți scurtați de pe acum. Nu cred. Și dacă ar fi să-și ia gândul oricine, ai noștri votează fiecare. Eu nu stau să dau indicații cu cine să votăm. Am înțeles. Oamenii vor vota în funcție de conștiința lor. Bun, revenim la conferința extraordinară, ca să lăsăm puțin politica deoparte. Da. Vorbim despre acest proiect și despre abandonul școlar. Proiectul este în derulare. Când se va termina? Un an și jumătate. Deci un an și jumătate. Deja în luna iunie, 12 iunie primul proiect. Deci se va termina în decembrie anul viitor. În ce constă el? Le dați bani copiilor să meargă la școală? Nu, că... noi nu le dăm nimic. Păi, da, deci noi facem listele, vin, fac, noi practic administrăm. Nu că am văzut și eu și e bine de explicat
Astea, fondurile europene, nu sunt, vine europeanul cu sacoșa, zice, ia de aici dumneata 200 de mii, face aia și face aia vii la sfârșit cu asta. Nu, nu, nu. E o monitorizare permanentă, arăți pas cu pas, de la început vii cu proiectul. Deci nu e atât de ușor. Și mi-am dat seama că prima dată nu înțelegeam nicio. De ce trebuie să avem atâția oameni pregătiți? De ce să fie totul cum trebuie? Adică am crezut că există mai puțină birocrație. Nu, e birocrație ca la noi. Cred numai că e una românească și una europeană, deci nu, mai nu, mult cred decât... că, nu, dar aia noastră ține mai mult de obicei. Da? La ei, dacă duci 10 hârtii ca să-ți dea autorizație, ți-o dau a doua zi. În Germania, de exemplu, la noi, dacă duci 10 hârtii, acelea să-ți dea autorizație după 5 zile. Că așa este. Am înțeles. La noi. Ați schimbat și statutul Uniunii, înțeleg? Nu, am făcut două completări. Ce ați făcut? O completare necesară pentru că consultanții pentru fonduri europene ne-au spus că trebuie din statut să reiasă că putem să mergem pe alte subiecte la care am fi putut accesa. De exemplu, pentru reconversie profesională, pentru construcție de școli, de azile. Deci le-am pus pe toate preventiv. Pentru că acest postul 6.1 la care vrem să... și avem dosarul pregătit, astăzi este marți, ieri trebuia să-l depunem, o să mai evit o hârtie, mâine îl depunem. Deci este deschis acest postul între 28 iulie era și 11 august. Deci la fondurile europene nu e ceva la care când te trezești dimineața, hai să accesezi și eu ceva. Trebuie să te pregătești în timp, sunt anumite ferestre, perioade de... Deci... Am înțeles, foarte tehnic, nu? Da, da, și mă bucur că avem din ce în ce mai mulți pregătiți, am și trimis la cursuri. Am înțeles. Pe poliția locală mai sunteți supărat, domnule Sergheu? Știu că ați avut mici probleme cu ocazia conferinței, da. V-a trecut repede, nu? Păi da, am înțeles și eu sunt împotriva celor care parchează pe spațiu verde. Dar acolo nu era cazul. Noi aveam o conferință la... Să nu dau la un hotel din stațiunea Maia, unde îl faceți de obicei, în nordul stațiunii Maia. Și am înțeles după aceea. Măi, frate, oamenii și n-au greșit cu nimic. Dacă s-i încurcat ceva, îi blochează, s-au blocat. Bine, haideți să spun eu că am fost acolo și am văzut. Oamenii nu erau parcați chiar pe spațiul verde, unii erau parcați și lângă un mini-teren de golf, aleea era liberă, se putea circula, dar poliția locală este foarte, foarte vigilentă și a acționat în zonă. Cred că ar trebui să fie mai vigilenți la alte probleme. Că asta cu urmăritul și fugăritul celor care nu parchează cu un tren, nu cred că e o activitate. Eu văd, mă mai și eu la filme, dar vă uitați dumneavoastră, nu? Ei, când cred că poliția, ne uităm toți, cred că și domnul Bratu să uită. Știi ce înseamnă LAPD? Da, poliția din Los Angeles, da. Los Angeles Police Department, adică cum ar veni la noi CPD, Constanța Police Department. Ei, cred că ar trebui să le dea și alte atribuții, ar bine astea probleme pe plan național și să-i se mânească gradul de... E foarte bine să nu parcheze lumea iurea, dar nici așa la... pentru unul mumă și pentru altul ciumă. Da, am înțeles. Sunt destul de exemple, dar asta este altă discuție. Sunt multe exemple. Eu venise unul cu caracati, am înțeles că e o firmă privată. Nu știu acum, unii zic că s-a face, zic că nu s-a face, pe mine... Eu, de atunci, bine, eu îmi permit, umblu tot timpul cu cineva în mașină, cu șoferul, cu asta special, dacă care mută mașina, fuge. Nu? Pentru că, de exemplu, la dumneavoastră am venit acum, e un caz fericit, aveți parcare. Da, e o parcare în față și bun, dar mai sunt alte locuri unde trebuie să ajungi și nu au parcare. Și până se plimbă cu mașina, până duce, am ajuns la intru și unii mai dau ture, așa. Am zis, eu îmi permit, dar oamenii care au probleme și sunt singuri, sunt multe femei singure la volan în Constanța. Pare și destul de scump, 600 de lei să te duci să-ți recuperezi mașina, plus amenda de 100 și nu știu. N-am știut când s-a făcut licitația, eu m-aș fi băgat, mi-ar fi convenit. Dar de când să dați bani până autocar, aș fi cumpărat dracu o cichiretă de asta și făceam la bani. Acum, serios vorbind, e un business la care ați fi participat, nu? Probabil. Da, da, n-am fost atent, nefiind domeniul meu, n-am știut. Să știți că nu multă lume știu de această licitație. Dacă apăream acolo la televizor și știa lumea că punea caracați, mă blestemea și de să-ți spăcea capul. De ce, domnule Sergie? Câștigat, uitați, băiatul ăsta de la Secer Litoral Connect, nu, SRL, și nici eu nu-l cunosc. Să fie sănătos cu afacerea lui, eu n-aș fi vrut. Știți, eu sunt musulman. Nu aș vrea niciodată, eu fiind musulman, să ajung să vând carne de porc sau să tai porci ca să-mi câștig existența sau să comercializez alcool sau asta. Poate îl mai consumăm câteodată, dar să-l comercializez cu bani din asta, chiar dacă pare o acțiune. Nu consider că eu ar fi trebuit să fac așa ceva și nu sunt duhabotnic. Asta este părerea mea. Cei care sunt musulmani și fac așa ceva, o parte la fel de respect nu ca și ceilalți care nu fac. Dar mă bucur că sunt anumite activități în viață pe care am fost
protejat de Allah, de cel de sus, și nu le practic și nu le fac. De-aia m-am și făcut inginer, că altfel mă făceam dreptul și era mai șmecher. Vă faceți avocați și aveți treabă în vremurile astea, da. Sau mai rău, nu? Bun, cum a fost postul? Pentru că toți vorbeați de greu, ușor? Nu știu. Mulțumesc celui de sus că am reușit să țin integral și postul acesta. În cazul meu, exact ce am zis, eu nu vreau să fac comparații. Fiecare, dacă este credincios, este pentru el. Fiecare, dacă ține la și crede sincer în Dumnezeu, în Allah, în oricum i-ar spune fiecare, pentru că sus e unul singur. Noi suntem religii, mai ales abrahamice, foarte apropiate în esență. Evrei, adică creștinii și musulmanii, sunt foarte apropiați. Sunt așa zisele religii abrahamice, da. Cum am spus. M-am bucurat că la noi e una dintre cele 5 îndatoriri și reușesc de atâția ani să o țin. Este problema mea. Păi, experiență personală, da? E pentru păcatele mele. Da, dar nu o țin pentru păcatele omenirii. În general, tătarii, oamenii din comunitate, mai țin? Da, foarte mulți, și mai ales ceea ce e surpriză așa mai plăcută, dintre cei tineri. Avem tineri la 20 de ani, 25, care țin post, care știu mai multe despre religie, care sunt mai curați în prinție decât mulți oameni care, peste care comunismul a ținut prea mult. Îi respect inclusiv mai mult, să zic așa, dar mai are părere personală, pe un creștin care știu că ține postul care le aveți dumneavoastră sau ține miercurea sau vinerea, decât pe altul, chiar dacă e de-al meu, care văd că nu prea are nicio treabă și undeva acolo a scris și el că e musulman. Am înțeles. La asta dumneavoastră, totuși, nu este un pericol medical acest post? Nu. Că mă gândesc că nu bei apă și foarte cald. Nu, a fost foarte nu cald. Nu este, și să știți că am citit studiul real. Deci nu de studii de acestea fante, este studiu real făcut de asta, că o perioadă de abstinență și de post negru, cum de fapt este post negru, este extraordinar de deci e foarte benefică. Și de la lichidă, domnul Sergeu? Și da, de la lichidă? Pentru că această perioadă de post negru practic obligă corpul, mai ales să știți că dacă ești bolnav nu trebuie să ții post. Nu este un păcat. Deci nu ești obligat să ții postul dacă ești bolnav, dacă ai probleme, chiar dacă ai o călătorie mai lungă. Ce se zice, dacă nu poți ține absolut deloc, e bine să manifeste cealaltă, care e de fapt cea mai importantă latura legii islamice, milosteria, să dai celor care nu au. Și sunt ferm convins că cei care, telespectatorii noastre, care sunt de religie musulmană și nu au putut să țină post din diverse motive, chiar dacă e sănătos, dacă e un serviciu de asemenea natură. Ați văzut că noi, musulmanii, n-am deranjat niciodată aici, în Dobrogea. Rar cred că ați auzit vreunul să zică: Dumnezeu, sunt musulman, stăm post și nu vin la muncă mâine. Sau eu dimineața nu pot să vin. Nu cred că ați auzit lucrul acesta. Oamenii își văd mai întâi nedatorile lor. Și credeți-mă că asta este mai bine pentru cel de sus. În ochii lui Allah e mai bine să muncești și să-ți reușești să-ți câștigi existența decât să fii cerșetor la un sau la altul. Mai bine să fie sănătos, să muncească și din ceea ce are să ajute el la rândul lui pe altul. Și vă zic că acela e poate mai bine privit decât unul care reușește cum de cum să țină post și din aici face un dita mai halima. Eu țin post și tu n-ai făcut aia sau ai făcut nu știu ce. De aceea fundamentalismul de o anumită sorginte, de care am venit vorbit la început de emisiune, nu a prins în Dobrogea și în special la populația dobrogeană de aici, turcă tătară, turco-tătară, cum se spune, nu a prins. Noi suntem musulmani vechi, de sute și sute de ani, nu suntem convertiți acum și trebuie să arătăm neapărat prin zelul nostru sau nu știu ce s-a întâmplat. Face parte din sufletul nostru și știm prea bine. Și eu mă mândresc în continuare, asta este părerea mea, poate mă înșel, dar eu consider că în continuare media de corectitudine, de a ține cuvântul dat, aceasta încă e mai ridicată la noi, la musulmani, decât la ceilalți. Știu că există exemple în toate părțile, dar încă mai cred că această medie este mai ridicată, adică parcă la noi puțin frica asta de cel de sus încă a mai rămas la foarte mulți pregnantă și este un lucru bun. Nu are de ce să fie un lucru rău că noi că suntem credincioși. Am înțeles, sunt convins că e un lucru bun. V-am invitat în aceste emisiune, domnule Sergheb, să vorbim despre planurile Uniunii. Suntem pe final, nu știu câte minute mai avem, dar n-am apucat să vorbim deloc despre asta. Ce urmează?
Deci după această, repede înainte, PAC, am făcut această completare la conferința la statut. Lumea a înțeles foarte bine, au fost 317 delegați prezenți din 361. 361 s-a ajuns acum, înainte la un congres obișnuit, la maxim 220-230 de delegați. Nici nu puteau să ceaibă mai mulți, că presupun că atâtea rude aveau ceva în genul ăsta. Sau prieten, asta ca să mai și glumim. Înseamnă deci că dumneavoastră fost... aveți prieteni mai mulți, sau rude mai multe, multe, rude. Dacă aveți 361. Nu, au fost oameni pentru care dau un singur nume, să nu se supere restul, este o personalitate a noastră, este vorba de doctorul Denis Leam, un om extraordinar și care era prezent ca delegat. Nu l-am ales eu, ci a fost ales. Deci mecanismele care, la care s-au dat drum acum în Uniune merg cum trebuie și reușesc să aduc la suprafață oameni de valoare. Avem un decan, președinte la filiala Constanța, avem un tânăr avocat de succes, secretar general al Uniunii, avem vicepreședinte, un alt profesor universitar, toți cei care am avut de valoare sunt ca, fac parte din Consiliul Înțelepților, sunt, ne sfătuiesc, ne ajută. Am avut, vă dau doar câteva exemple, profesor universitar Mehmet Faruk, Nusvet Shaganai, Ibrahim Nureddin, domnul Omer Erol, deci v-am dat numai nume oameni care au avut ceva în viață, au fost directori pe unde au fost. Ăsta Izet Menan a fost dita mai director am de zile în port, știe tot portul pe care întreb. Când întrebi pe unul din port, un tătar, îl știe pe ăsta. Când întreb pe unul la drum, îl știe pe ăsta altul, pe, cum îl cheamă, vedeți, tot Ibram. Peste tot pe unde sunt și asta mă bucur când aud în multe locuri, când mai zice că domnule, zice, știu și eu pe Cutorescu. Doamne, băiat bun și ăsta. Îmi crește inima. Înseamnă că oamenii noștri își fac datoria pe unde se ajung și știu foarte mulți români care mi-au zis că preferă de multe ori să angajeze tătari. Sau musulmani că știu că sunt parcă puțin mai serioși. Exact ce am zis mai devreme. Proiecte de viitor vreau să facem asta cu reconversia profesională, că văd tot vreau de fonduri europene, iar pe acesta... Acesta va fi un proiect pentru pe trei zone, trei regiuni. Am descoperit noi încă două regiuni, deci cu regiunea București și cu regiunea Prahova. Sunt două localități de acolo și de la noi însă mai multe. Se va împărți, e vorba dacă ne va ieși această aprobare pentru cel care am achesat acum, de 2.500.000 de euro, 1.250.000 euro și 1.250.000 de euro noi. Noi de banii aceștia trebuie să creăm după aceea niște firme cu, în care să angajăm persoane defavorizate și care aceste firme sunt efectiv subvenționate, practic sponsorizate de Uniunea Europeană și, bineînțeles, vor fi monitorizate. Interesant. Este proiectul la care încerca să depărți acum. Mai avem altul cu reconversia profesională care este foarte, foarte, e pe drum și sperăm să se aprobe prin octombrie. Acolo încercăm la pentru 400 de persoane să le asigurăm să învețe o altă meserie. Vedeți ce vremuri sunt. Trebuie să ne ajutăm neapărat etnicii. Dar ce mă bucură foarte mult este că din toți cei care, și inclusiv membrii Uniunii și din cei care beneficiază de proiectele noastre, nu sunt numai etnici tătari, ci sunt și foarte mulți alți musulmani, alți creștini, alți români. Am înțeles, deci, interesant. Da, bun, atunci când începeți, mai vorbim, da, chiar da, domnule președinte, și încercăm să aducem și alți oameni, nu numai musulmani, la aceste proiecte. Mulțumesc pentru... prezența la emisiune, suntem asta pe final. Asta cu ISJ-ul, la ISJ nu mai musulmani sunt. Da? ISJ-ul, proiectul e de 1.700.000 de euro și îl facem cu ei împreună. Am înțeles. Deci, bun, mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Mulțumesc și noastră că v-ați uitat. Rămâneți împreună cu România TV.